să fie în clar pentru toată lumea. Eu am părăsit-o pe trânsa, nu trânsa pe mine. Și așa o să le fac de azi încolo la toate ponitorile. Le seduc și le abandonez, le am moașa. Că toate femeile e la fel. Niște flusturate. Ca o flusturare în sânge. S-a dovedit un științific. Cine știe câte matracuși din astea au pus botuși la tine, te-a moașa. Oh, bă, ești cătrănit rău, domn șef. Ia zi, cine te-a supărat, a? O fufă ca tine. Nu te-a servit corespunzător. Auzi, ia zi mie care aia că-i spar fața. Păi cum adică, noi de ani de zile ne chinuim să ne punem bine cu poliția și idiota. Auzi, nu vrei să-ți alunge fata cătrăneala? Hai, hai că pentru tine e gratis că ești dita mai șeful. Și vorbești tu cu băieții să ne mai slăbească cu oameni zile alea, a? Te bagi? Să cele, vă rog. Azi că pentru mine e gratis, pește-am puțet. Sunteți invitatul patronului. Îmi pare rău, am să reclam și la bucătărie că peștele s-a împuțit. Șefule, era ospătarul ăla. Și tu mai ai ce mi-a ta, șefule, că nu mai ai niciun șef. Și cu gradele de pe piop ce-o fi? Am uitat să le scoți. Tu glumești? Băi, de ce minți, mă? De ce spui că ești invitatul patronului? Ia scoate tu repede 10 lei, că au trecut de mult timpurile alea când erai tu mare șef și se cuvenea totul. Dar mai bine 20, că ai spart și paharul. Auzi, tu chiar nu mai ești șef? Păi în situațiunea asta nici serviciul meu nu mai e gratis. Nici n-aveam nevoie de serviciul tău, Conopido. Că eu am declarat război la muier din clipa de față. Mi-ai cor, not love. Și tu mergi la secție cu mine pentru coruperea organului. Bă, ți-o să-ți pară rău, perversule! Faci, mă faci pervers? Băi, tu ce dracu-i fi cu cătușele astea, a? Tași că te găsește, draci! Schimbă-te și tu că trebuie să pice Puti. Cine, mă? Putinov. Vine scalțone aici? Da. Mă referam să-ți mai acoperi puțin din sexologie, nu să pui șuba pe tine. Plec acum pentru că n-am chef să mă vadă cineva în preajma lui, da? Că pormor să spună dușmanii că fac eu afaceri cu mafia rusă și mă vor reclama. Băi, cum să pleci? Stai așa? Păi eu l-am chemat tocmai pentru că știam că ești tu acasă. Ai uitat că mătușica nu mă lasă să mă văd cu el decât în prezența ta. Lasă, stai liniște, că dacă mă întreabă mătușica o să-i spun că eram acasă. Ce e asta? Am zis să-mi aduc și eu aportul la noul concept de amenajare a secției. Ai nebunit? Doar nu vrei să-l pun aici ca să intre în călduri, Mozart? Nu ai șeful. Păi și atunci unde s-o pui? Pune-o, bă, în arest, că acolo e locul la toate parașutele. Hai că mai băga și eu una în arest să-și fie teurit una la altea. Domn boss. Nu era ideea, șeful. Dacă tot le asigurăm reținuților tot confortul, să le asigurăm tot tacâmul. Adică și masa? Păi aia nu le-o asigurăm oricum? Eu mă duc să-l pun acolo. Să înțeleg că ți-a trecut sensibilitatea la panarame? Poți să intri iar în pâine? Nu numai în pâine, șeful, să trăiți. Intru și ele, dă-le masa. Le termin. Mama lor dă mâna a doua. Mâna a doua? Păi mâna a doua, șef, pe ce nu le-a făcut, doamne, doamne, din coastele noastre? E mâna a doua, exact ca și teșcovina pe care am băut. Oh. Să rămână, tanti. Hei, ce faci, băiacile? Tanti, am venit să vă întreb dacă dumneavoastră chiar i-ați dat liber la întâlniri lui Sofica cu Puti. Puti? Da. Asta se mai întâlnește și cu altcineva în afară de scalțone? O nenorocesc! Nu, tanti. Puti e scalțone, dar așa la lintă Sofica. Vine de la Putinov. Ce mama dracului e alinte Puti ăsta? Că dacă mine strigă pe la nuntă Puti în sus, Puti în jos, își bagă nunta și nașul pe la subraț. Că la mine așa, dar hai scumpă.
Tanti, dați-l naibii de Alin că n-am venit aici ca să-l botezăm pe Scalțonov Putinov. Spuneți-mi, chiar le-ați dat voie să se vadă non-stop? Da, dar numai în prezența ta. Ca nu care cumva să se apuce de niște măscări, mă înțelegi? Înainte să ajungă în fața popii. M-am nenorocit. Ăla o să-mi vină pe cap non-stop de nu o să mai pot să stau acasă. Ce mă fac? Chiar așa. Ia zi, fată. Ai surprins ceva suspect? Ai auzit ceva? Că da. Îi dau nu știu fica interzis, vă-l vârtej! Nu, tanti, n-am surprins nimic, nu știu ce fac. Mă, adică nu știi ce fac? Și ascundă tine? Nu! Nu? Adică da, vine în lipsa mea să o viziteze. Ce face? Îmi socotește regulamentul? Uf! Bine că mi-ai zis, nenorocesc! Unde te duci, tanti, să nu cumva să-i zici că ți-am zis că nu-ți mai zic nimic? Nici nu o să mai fie nevoie să mai spui ceva! Măcar scap de macaronar. Pe română. Ce organ prezentabil la orizont. Au, șefule, pe nu-i păcat să umbli cu iubițiși de alea din hârtie când poți avea ceva așa, ca mine, în carne și oase? Haide, haide, că pot să te fac să te simți cum nu te-ai simțit niciodată, zi, nu? Nu m-am simțit niciodată căsătorit, bogat și Yul Brynner. Toate te fac numai să mă eliberezi. Stai, măi, femeie, dacă vine cineva. Nu vine nimeni, decât dacă să nu uită din clopoțelul ăsta. Hai, că știu regulile de aici. Că mi-au dat să citesc conceptul ăla cu all-inclusive-ul. Ce faci acolo? Băi, încetează-mă. N-am voie să... în timpul serviciului. Nu numai că ai voie, ba chiar ești obligat să faci persoana reținută să se simtă bine în arest. Nu ți-am spus că am citit conceptul? Ce? Vrei să ți-l arăt și ție? Da, n-avem căciuliță. Ba avem. Nu ți-am spus că e all inclusiv? Ah, mama, naibii, tu nu lucrezi aici? La seara! Sau, mă rog, ziua după caz. Gabule, la femeie se zice așa română. Nu li se sărută nicio mână, că toate niște putori și bagaboate, fără excepțiune. Bine ar fi, măcar mai scândea și prețul pe piață. Chiorete, mi se pare mie sau mai făcut bagaboantă? Matale este excepțiunea care întărește regula. Că încă nu s-a născut bărbat pe lumea asta care să te plătească pentru sex. Ha! Adică sunt o nașpetă? Nu, ești o babetă. Și mai puțin și treci în categoria necrofilie. Necrofilie? Ce e, băi, de bine sau de rău, ca să știu ce zic. De bine, bre, că necrofilie, adică când îți place necrologul fiilul matale, adică când crep. Așa, da. Adică când crep. Găpăre, tu mă vrei pe mine moartă? E pentru treaba asta, ia să-ți faci cu boccenuțele și să mi te cari imediat din casă, bă. Eu n-am nevoie de criminal în pătătură. Te vorbești, cotoranțo. În primul rând, nu e casa ta. Deci n-ai căderea legală să mă zbârli în stradă, da? În al doilea rând, n-ai căderea morală. Na, ca să știi, că la câte investiții am făcut eu în căscioara asta... Ce investiții ai făcut tu, mă? De ordin sentimental, fofăitule, da? Și în al treilea rând, la câte mi s-au întâmplat mie în ultima și perioadă, eu nu mai am ce pierde. Așa o să mă războiesc cu tine ca la angelul cu bestia. Ca Gavril cu leii, ca apa cu săpunul. Nu perd și nu mă las până nu te-a zbârl în stradă, pe mata, eu. Îmi declar război, Gabore? Nu mai mata, bre, la toate muirile. Că toate e niște crude, ca Daniela Curvu. Că dacă n-ar fi exista muierea, noi, bărbații, am fi trăit cu toții fericiți în rai. Da, gay.
Taci, taci că ești obosit. Gabole, ai mare noroc că ești imbibat până în dinți, dar se pare că gândești cu tălpile. Dar am eu grijă de cărcata să ți-o tăpăcesc. Mai bine ți-ai făcea, dracu, papurița și te-ai cărat în cășcioară, cât încă mai ai viață în tine. Odoroagă. Deci se depară război! Bine! Bă, bă, pun păzăl! Repede, bă, să ne evacuăm, dar ce ne mutăm dracu din casă pentru vreo două săptămâni, că ne termină ăștia, devenim victime colaborate, sigur. Dă-ți tu telefon la hotel și rezervă o cameră, că eu nu mai am mărunt. Ce vorbești? Ce vorbesc? Să dea dracii, să ne omoare ăștia, dacă nu te alerg toată morga aia, să nu zici mie, mărlanul. Ia-mă-l imediat, acelea, că trebuie să vorbesc cu el. Nu-l chem deloc. Dacă ai ceva de rezolvat, rezolv cu mine, că el n-are nicio vină. Serios? Dar de fapt chiar așa și e. Că tu-l chem când e singurică. Că amărâtul ăla sexos n-are de unde să știe dacă te găsește singură sau nu. La tine este vina. Ce vină, bre, ce vină? Despre ce tot vorbești acolo? Mai face pe proasta cu mine că te târnui. De ce o chem pe spațiul ăla la tine când e singurică și nu e afrodita de fașa, ai? Ce face? Păi aia, că nu știu ce faceți. Că de-aia îl chem când e singurică, ca să vă ascundeți de mine și de-aia. Eu îl chem când e afrodita acasă sau ea pleacă de fiecare dată când vine scalțone pe ușă. Nemernica, o face special să-mi strice relația. Se oftică că pe mine mă place Dita mai miliardarul și pe ea doi tablagii amărâți, un chelioș, un burtos. Lasă, că nu sunt chiar așa de amărâți. Că dacă îi pui pe amândoi împreună, scoți unul zdrav în din aia. Mai am? Gata. Mersi frumos. Mă scuzați, eu n-am văzut nimic. Puteți să continuați. Numai șeful secției, poate. Păi tu ce, mă, dragule, ești cu toate gradele astea de pe piept? Nu s-a ținut cont de asta când s-a făcut numirea. Ești nemernici. Deci nu puteai, mă, să zici asta înainte să... Nu m-ai întrebat. Auzi, mă, dacă nu mă eliberezi, ia marcă tu 50 de euro contra valoarea serviciilor mele, hai! Dar ce ți-am cerut eu serviciile? Tu ai vrut! Și știi ce? Să-mi dai tu 50 de euro mie și să mai îmi dai 50 de euro dacă vrei să vorbesc cu șeful, să te elibereze. Auzi, mă, nemernicule! Păi vedem noi până la urmă cine, ce și cui plătește. E verișoara mea din provincie, mă, Afrodita. Verișoara ta? Și ce caută în celulă? Am cazat-o și eu aici ca să nu mai dea banii pe hotel, că e criză. Dar nu puteai să o iei la tine? Cum să o iau la mine acasă? Păi am un singur pat. Vrei să dormă cu mine în pat? Doamne, ce ești pervers? După cum o pipăie pe fund, cam ești. Măi, fată, nu e ceea ce crezi tu. M-a rugat să o pipăi ca să o verific de celulită. Că e rușine să se lase pipăită de străini. Și eu mă pricep la a pipăi celulita. Să știi, dacă vrei, poți să te pipăi și pe tine să vedem cum stai, să-ți fac un control. Nu, mersi mult de tot. Lasă, păstrați-te pentru verișoara ta, da? M-a crezut? Oh, yes. Gaboriț ofticoasă. Dar tu ești sigură că ea ne-a băgat strâmbele cu baba? Măcar ai vorbit cu ea? Încă nu, dar și când ai vorbi, eu plătesc eu. Hai, lasă că cu plătit mi-o copii eu și-o cu finanțele. Zi numai cât și se rezolve. La altfel de plată mă refeream, puti. Amore, vrei să ne certem cu poliția și nici măcar nu ești sigură că Afrodita e vinovată. Dacă e o vrăjelă de la baba să ne bagă strâmbele între noi, că nu cred că e așa de fericită știind că noi ne vedem. La asta nu m-am gândit. Dar las că știu eu cum să verific dacă Afrodita e sifonul. Șefu, eu zic să o eliberăm pe aia din celulă ca să nu se afle... Ce să se afle, mă?
ca să nu se afle ea în situația să ne facă vreo reclamație. N-a zis dumneavoastră că la prostituate trebuie să le dăm o amendă? Pe asta de ce o ținem? M-am gândit că o vrea să stea și ea la căldură. Șefe, păi căldura e pentru infractori periculoși. Trebuie să o merite. Corect. Mă duc să o scot. Slavă Domnului. Tu ce vrei, mă? Vreau să te eliberez. Nu ține. Numai șeful de secție poate să mă elibereze. Exact. Și eu sunt ăla. Ai, sictir plicășitule. Păi cu ce ai tu acolo în piept, poți să fii șef de clapaza parcurilor departamentul Boscheți. Auzi, mă, crezi că dacă m-a păcălit Cheliosul ăla ține și cu tine? Ha? Dar nu te-a păcălit fraierul. Chiar sunt șeful secției. Și când te-ai trezit, erai un amărât de agent care se visează făt frumos cu paloșul gros că l-are pe poneiul zbunător, nu? De unde știi? Pentru că n-ai cum să fii tu șef de secție cu fața de pămpălău. Dacă n-am cum să fiu șef de secție, înseamnă că n-am cum să te eliberez. Așa că rămâi aici, mamă vitregă! Nici n-am copii, fraiere! Atunci, vrăjitoare-o! Maleficent! Hai să-ți zic un secret. Păi dacă e secret, n-ar trebui să mi-l spui, nu? Păi tocmai ți-l spun ca să vezi că am încredere în tine. Puti se mută la mine. Știu, am vărsat zahărul în ea, dar nu mai am de unde să-ți fac alta. Lasă că face bine la glicemie. Când? La câteva ore după ce o bei, când intră în sânge. Când se mută? Nu știu, cred că vine chiar acum să-și aducă bagajele. Așa, Scorpie, fu să-i dai raportul. Auzi, mă, aia chiar e vară, ta? Normal. M-am cazat-o și eu așa, să văd și acum e la all inclusiv. Ah, deci nu e arestat. Cum să fie arestat? Ce, eu am neamuri infractoare? Auzi, mă, păi dacă e doar cazată, de ce are ușa închisă la celulă? Așa din considerente de securitate. Păi ce vrei? La câți obsedați sunt în secția asta? Mi-o călărească vreunul? Care obsedați, mă? Care obsedați? Chiorete mai nou are greața de femei, șeful nu călărește decât Little Pony, iar eu mă păstrez pentru Afrodita. Nu, eu mă păstrez pentru Afrodita. Aveți grijă cât vă păstrați să nu cumva să vă expire termenul de garanție. Ciao, ragazzi! Oh, patroane, cu ce treburi pe la noi? Cu voi nimic. Cu Afrodita și aveai un pic de treabă. Dacă ai două minute... Cu mine? Ce treabă să aveți cu mine? E, știi tu. Nu, nu știu nimic și nici nu mă interesează și nu vreau să aflu nimic. Ok, atunci îți las un mesaj pe masa. Aveți grijă să ajungă la ea, da? Și complimente pentru sexia. Șeful a transformat așa. Plecat? Opa, deci așa, domniță. Avem combinații cu interlop deosebit de generoși. Te întâlnești cu el, a? Păi asta o să te coste dacă se află. Bă, băieți nebunii, n-am nicio treabă cu el, de-aia am și plecat din birou. Aiurea, a ieșit ca să nu dea ăsta pe goarnă. Ce afaceri faceți voi? N-am nicio afacere cu el, nu înțelegeți? Da, aia vine zilnic pe la tine, nu? Nu vine pe la mine, vine pe la Sofica. Asta o să fie cam greu de dovedit la parchet. Aha. Bă, voi ați luat-o razna, mă? Voi vreți să mă reclamați? Eu nu neapărat, dar dacă îți revizuiești atitudinea față de mine. Idem, tot cu revizuitul. Hienelor. Ei bine, mă, o să mă mut, ca să nu mai vină pe la mine, da? Mută-te la mine, eu am o cameră liberă. Serios? Păi atunci dă-i-o lui vară, ta. Bă, până la urmă aia e vară, ta? Da, mă, de ce? Vrei să-ți fac lipeala cu ea? Hai, mă, că te rezolvi, tu nu vezi că la Afrodita oricum nu mai ai nicio șansă. Ce să zic, că ai tu. Drumurile noastre, poate. Să rămână. Bine că veniți. E adevărat ce ți-o să că tu te calzi acasă când vine șcalțone? Da, tanti, pentru că... Vrei să le sabotezi relația, nu?
Bravo, fata, vreau cu aceștia puncte exact același lucru vreau și ea. Dar vezi, să nu mi te întinzi mai tare decât ce plapuma, că dacă ăștia doi se separă, nu pui tu mâna pe scalțonă, că e al meu, clar? Tanti, eu am plecat de acolo pentru că nu vreau să fiu văzută în preajma lui. Nu am chef să mă dea afară de la serviciu. De-aia am și venit aici să vă spun că eu mă mut de acolo. Cum adică te muți, păi? Și mă lai singurică pe Sofica? Cum singurică, tanti? Păi nu se mută scalțone la ea? E, așa, da. Ce face? V-au repus în funcție șeful. Băi, ce mult mă bucur. Nu m-a repus nimeni, mă mai tacă-s fleanca aia din gură. Le-am pus doar așa, că vreau să-i dea o lecție lui fufa aia de la râs, că prea e obraznică. Și vezi, dacă spui la Carimpa ceva, te crăp. Știam eu că tu ești șeful. He? Ce te faci cu ea? Orice. Numai dă-mi drumul, te rog. Te rog. Auzi, nu vrei tu să vii aici la mine? Mi-ar fi un pic mai ușor să te conving decât printre gratiile astea. Hai, hai. Ia-ți vreascurile astea. Hai, hai. Haide. Țapă, că nu-s niciun șef. Mi-am pus gradele la mișto ca să-mi bag jo de tine, da? Bă, tu ești nebun? Da, nebun să te văz în genunchi în fața mea cum șați. Și de azi înainte, toate otrăvurile vor șade în genunchi în fața mea, exact ca și tine, da? Pare misogin, pare misogin, pare misogin! Pare misogin! Păi ce să țină? Băi, ești nebun! Ăsta-ți bate ruda! Băi, ce faceți, măi, ce faceți? Vrea să profite de mine și a pus asta la mișto ca să profite de mine! Așa, mă, chiarule! Pentru mai devreme, dar rămâne între noi. Așa, mă, te dai, șef, ca să profiți de verișoara lui ton comisar, șef? Verișoara? Pentru confidențialitate. Măi, ia să scoatem noi fie șefia din cap! Ia, doi! Băi, auziți, după ce terminați, îmi spuneți și mie care dracu e comandantul, ca să știu naiba cu cine să discut. Descute-i gradul! De-i gradul! Căsuța mea iubită! Ce dor o să-mi fie de tine! Dar nu-i nimic! Că nu te las o singurică, o să mai vin să te vizitez, pupoateaș. Mi-ai făcut în pomană bagajul cu toroanțo, că eu dacii nu plec niciunde. Hai să vedem cum mă dai tu afară din casă, hai, dă-mă. Dă-te la o parte, gabure, că nu tu pleci, eu plec. Poți să dai mine până să schimbă banii, vre, că nu sunt nimic, că s-a întrelat de la seție. Eu sunt imun la capteană. Dă-i, dă-i fără milă, că rezist. Eu din căsoară nu plec, nu... Mă, tale pleci? Exact, idiotule. Dă-te la o parte, că n-aș pus! Pleci la țară? Nu, tante, la usatule. Mă mut la Sofica ca să-i păzesc virginitatea de macaronarul ăla deosebit de erotic. Ah, am o datorie. Asta pentru că m-ai făcut cotoranță, gabore. Nu eu. Nu tu, gura ta. Și să nu crezi că ai câștigat răzbelul. Ce faci, bre, unde? Bucurați-vă că în sfârșit mi s-a îndeplinit a mai mare dorință din viața voastră. Crăpați de fericire că mă mut. Asta chiar a biruit bestia. Băi, ăsta-i chiar sparaghel, cum a zis. Mulțumim, salvatorule! Ridicați, bă! Ce dorim, trebuie să...
Stați pot, nu compensăm pentru... Stați pot, bă, dacă... Bine, păi, dar dacă chiar vreți să mă recompensați în vreun fel și insistați, acum că tocmai s-a mutat Todoroaga, crezi că dormitorul e care s-a... Da, de ce să ai tu dormitorul? Că tu n-ai iubițică! Dar ce fonfăiture tu ai? Normal că am! Păi cine? Pe mine, Chiorete! Face să ai cruce! Știam eu că încă mă mai iubești, figurantule. Eu o sarcă. Hai dincolo să inaugurăm dormitorul. Chiorete, nimicește și fiara asta! Nu poți pupăză. Pe cum nu ești tu sparanghiul ăsta, arhanghel? Da, bă, pupăză, dar nu poți mai mult de o fiară pe zi să o neutralizez. Cam și o normă. Bine, atunci o să mă ofer altuia. Hai, băieți, care mă vrea ca să obțină dormitorul? Ce faci, fată? Mă mut, nu vezi? Eu am convins-o. Ia asta de aici că l-ai uitat la mine pe birou. Bă, asta e nebună. M-a dat banii înapoi. Ce-ai făcut, nefericitule? Păi dacă asta o să se mute de aici, nu o să ne mai lase mătușica să ne vedem decât cu ea de față. Crezi că o să mă lase să mă văd cu tine singurică? Nici că după ea și convinge-o să rămână. Afrodita! Ce proastă sunt! Ce afurește-l așa! Ia-te, bă! Iată, bă, afurește-te, Talia, s-a-și grăbit să-și aducă catara fusele acelea. Și de dracu să găsesc eu prezervative înăuntru, că le rup. Sau mai bine le rupem împreună. Ce fior mă trec. Ia-și mă dați. Ia-și pervers. Ce bun e! Uite, uite! Ești așa domașo! Maică! Ia-ți, măi! Nu se poate! Ești travestit! Maică! Ce bafta unele de găsesc bărbați adevărați! Numai eu nu! Mătușică, ce repede ai apărut! Normal! Ca să te împiedic să devii rușina satului! Dar ce-am făcut, bre? Nimic! Că am ajuns-o la timp! Dar aveai de gând împielițat-o! E, pentru treaba asta, ți se ridică permisiunea de a te mai întâlni cu bărbații între patru ochi! Pentru că eu mă mut aici și o să fiu eu cu ochii pe tine ca turnul de control pe deținuți, s-a înțeles? Tu te muți aici? Normal, păpușică, că doar nu credeai că o să te lasă să te lupi singură cu perversul ăla de italian. Trebuie să-i ține în piept. Împreună! În grup! Auzi, dar tu nu mai vrei să ieși puțin? Ești măscos tu? Normal, mi-ar făcea chiar plăcere. Auzi, dar tu nu faci mișto de mine? Se poate distinsă, domnișoară, dar nu mi-ar permite funcția. Ah, deci tu ești șeful. N-aș fi aflat mai devreme, că nu eram nevoită să o fac cu chiliosul ăla. Ai făcut sex cu verișoara ta, incestuosule? E verișoara ta? Ce v-am zis eu, bre? Că femeia e al mai rău lucru după suprafața pământului. Mai rău chiar și decât guvernul. Nu e șeful nicio verișoară, e o prostituată, e o încurcătură la mijloc. Adică m-ai pus să mă cuplesc cu o prostituată ca să mă scoți din lupta pentru Afrodita? Nemernicule! Băi, ce-i cu... Hei, nu! Hei, nu!
Une flens sufareză, une flens. Păi cum, m-a eliberat domnul comandant Mateescu? Așa, mă? Te-ai dat comandant? E, păi atunci bate-l poponețule cât vrei tu. Hai. Aha, deci te-ai dat comandant. Miscă fițar bătăl, răcu. Foarte interesant, godacule. Măi, ții minte ce mi-ai făcut tu mie pentru aceeași treabă, bă? Ia vină cu ofițăr Zulfie, grecu, să-ți fie. Cu mine, ce ai, Chiorete? Vai, mă scuzați, domn comisar șef, dar așa e vrei la șmardoială. Apar și victime colaterale de... Încă una! Afrodita! Afrodita, lasă să te explic! Nu mai vreau să plec de acasă! Măi, ești nebună, ăștia stau împreună? Și noi ne-am bătut ca proștii pentru ea. E, ia hai, bă, să mai dăm o tură pe la vara ta. Dă-mă, corect! Ia hai! Hai! Haide, bă! Îmi cer mii de scuze că nu v-am crezut că sunteți șef. Pot să mă revanșez cumva? Te joci puțin cu mine. Ah, cu mare plăcere, Baroseane! Hei, hei, ce faci, femeie? Păi nu așa! Ne jucăm de aponeiul zburător. Adică vrei să mă călărești, de ce nu zici așa? Tu mă călărești pe mine. Eu sunt căluțul. Că Little Pony e o ființă pură, virgină și trebuie jucată de persoane așa și de rea. Hai, în cale că mă zâno. Așa. Di, căluțule, di. Ce înseamnă să fii șef, bă? Tu crezi că e fericită știind că noi ne vedem? La asta nu m-am gândit. Dar las că știu cum să verific dacă Afrodita e sifon. Sifon. Haide încă o dată. Singurică tanti, păi nu se mută scalțone la ea? Așa da! Am înghițit! Roxana! Oh, hey, Roxana! 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 Așadar, dacă v-am captat atenția și sunt convins că am făcut-o, vă aștept să mă urmăriți în această seară, în direct, și sunt convins că și în reluare. Și tata. Popa să vine. Hai, salut. Hai, noroc. Unde e popăză? E plecat. Cum e plecat? Că trebuia să mergem la un restaurant. Păi a plecat pe teren, că a apărut un reportaj bombă. E plecat de vreo oră. De vreo oră? Pe cum, că adineauri l-am văzut pe monitoare? A, era înregistrare. Sau mai fi văzut pe mine, că suntem îmbrăcați la fel. Uite, el mi-a făcut cadou hainele astea. Știi, mână largă. Păi normal, că
să creeze diversiuni, să scape. Vedeți, șeful, ce idee genială am avut? Da. De fiecare dată când vă urmărește, îi spun că am fost eu. Uh-huh. Așa idee merită premiată. Da. Zi mersi! Ți-ajunge, că ți-am dat și hainele. Apropo, vezi că dacă porți hainele astea, s-ar putea să te confund cu pupăză și... Să sar pe tine! Vrei asta? Nu, nenea, tanti, le arunc. Așa, bravo! Mulțumesc, patron! Salut! Vreau să văd toate actele de când s-a înființat clubul până acum. Că cine știe ce prostie ați făcut tu și Baros și eu trebuie să plătești pentru voi. Imediat să pun, patron. Poftiți, asta e. Mă, tu ești cumva surd? Da, dar de ce trebuie? Adică nu surd, să calcăți capătura asta dacă sunt tâmpit. Ăsta sunt actele de anul ăsta. Du-te la arhivă, vreau să văd de cât s-a înființat, dinainte de tine. La arhivă? Păi ce avem noi arhivă? Obligator! Uite-te, vrei să-mi spui mie că s-a înființat anul trecut, cum scrie aici? Hai, dracu, mai dă-mi încolo de dosare, că nu-i nicio neregulă, că și am fost președinte înainte de mine tot eu. N-are cum, și știți că sunt cinstit. Deci Iliescu și Joana la un loc. Și sărac și prostor ăsta cinstit. Că citește cinstea pe fața mea. Dacă nu te duci imediat la arhivă, pe fața ta se citește altceva. Și acum, dar dosarele alea vechi, e în pivnița vrei și acolo e plin de păianje. Eu nu mă duc, am fotofobie la păianje. Foarte bine, e ocazia cel mai bună să scap de fobia asta. Care fobie? Unde naiba s-a ascuns? Pupă să ieși, că n-ai nicio șansă să scapi de mine! Aha, tocmai am făcut-o! Ne mai specializăm și noi, drăguță! Mai suntem așa proști! Am citit! Șase. Ăștia, hai. Ei, cum să-l văd eu pe țară? Nu știu unde mai ți toate cămașa. Abia aștept să-l arestez când o fi cerșetor după ce rămâne șofer. Și eu, că sigur o să devină șomer. Hai! Nu, nu așa, dragii mei. De azi înainte, salutul va fi... Exersați. Pe loc, repaus. Și acum, băieți, să-mi arătați și mie rapoartele cu ce ați făcut în ultima săptămână. Sigur că da, șefă. Așa, Mateescu. Tați, cel mai stufos iar meu. Da. Da. Poponeț. I-am scris clar. Da. Chiorete. Chiorete. Șeful, eu și Chiorete. Da. Am rezolvat împreună flagrantul acela cu Mita. Poftiți. Păi dosarul lui Chiorete e aici, pe birou, șeful. Nu are nimic în el. Ăla e dosarul cu materialele care ne trebuie să amenajăm și baia în decordio. Ca
să se simtă presupuși infractori și pe WC-ul ca în sânul naturii. Dar dacă tot l-ai luat, ia-i altul pe poponeț și merge să faceți cumpărăturile. Da, șeful, dar noi nu știm ce să cumpărăm, că aici nu scrie nimic. Dacă... cum, dracu, că făcusem lista, vedeți că e pe undeva pe aici. Vă descurcați, voi. Trăiți! Băi, nu așa! Dar cum, șeful? Așa. Bravo, băieți! Na, na, unde... unde o fi? Păi unde să fie? N-ai rupt-o! N-ai rupt-o tu! Lipește-o! Lipește-o! La ce te uiți acum? Lipește-o! N-ai rupt-o tu! Gata, bă, le-ai adus de toate? Sigur, șef! Bă, le-ai verificat să fie rămas vreun păiaje în pâine, să mă muște dracu să mă lase fără mâini? Normal, șef! Hai, ai fost băiat de treabă, ia Dacia! Ai tu cu băieții, o apă minerală. Liber. Ai adus mărlane? Normal, șeful. Păi m-a luptat pe-n piviță cu păienjenii și cu fobia. M-a luptat ca... ca... se simte. Ca un erou vrea să zic, să simte. Mărlane, dă și mie transferul lui Butelie, că e singurul care îmi lipsește de la mapă. E paci până arhivă, că le-am pe toate din subsol. Glumești? Păi astea sunt dosarele pe care le-a arătat Baros la fiscale amânărite din vestiare. Și vezi că în bes sunt o grămadă de dosare. Ce face? Adică tu mă ascund dosarele? Nu pot scut să ascund eu, dar poate nu le-am văzut. Mi s-a pus ceața pe oși și plus că e tuneric în beci, că n-am mai pus un bec decât cu criza asta. Du-te imediat și ia toate dosarele, că altfel îți fac ce ți-am promis. Dar, păi bine, șef, că Butelia stai la club de când era copil, acum e pragul pensiei. Crezi că mai găsesc eu până arhivă dosare pe vreau pasmat în chioru? Mai bine să vii ia cu mine să le căutăm. Adică, Marlane, eu bag amore în beci cu tine? I-am zis, vai, ce-am vrut să zic el, boss, de Butelie vorbeam. Să vie cu mine să ce neatent sunt. Lasă, amore, că mă duc eu să-l ajut. Că la cât de repede citește ăsta o să stea în beci cât Contele de Monte Cristo. Corect, dar fii atent, dai că te dai la ea, te tai ca maidanezii. Mă tai ca maidanezii? A, coada! Nu am coadă, boss! Atică! Acolo, miros lejeria, a? Și cam vede că te ține pe uscat, drăguța ta. Puh, ce aiurea ai spus, drăguța. Dar mă bucur că pe mine mă doriești. Stai, stai, bre, că nu e... Nu e ce? La noi, la televiziune, vine din când în când o băbută, o sărmană, tanti, în vârstă. Așa? Și nu are de niciunele. Uh-huh. Și atunci eu m-am gândit ca să iau, să-i dau din hainele lui Matale să se mai îmbrace și ea, că... Păi aș... dacă vrei, poți să-i dau și hainele astea după mine. Că dacă mă țin brațe, mă dezbroc acum aia și mă țin... Stai, bre, stai, bre, nu! Nu, nu, că am iubițica lui, ta! Păi ce fel de iubițică e aia? Știu, știu, e urâtă, dar e iubițica mea. Vă să zic, ce fel de iubițică e aia care te ține pe uscat atâta mărdă? Da, nu mă ține pe niciun uscat, că am făcut-o de... De? O grămadă de ori. Păi ce-aș făcut-o deja? Da. Bravo, mă, păi haide, mă, păi asta trebuie sărbătorit, mă, hai să bem! Unde le-ai aștept? Sau le-ai spilit pe toate? Doamne! Doamne, sunt în cot, ce ești bună! De ce? Da, să rămână, tati! Nu l-ați văzut cumva pe pupăză? Să-i zi, păi ori bugănii!
Nu vezi că e acela? Pru! Păcatele mele, unde a dispărut? Fuge de mine, tanti! E, nu pot să cred. Fuge de mine, da. Oare de ce? Fuge ca un măgar porc. M-a obligat să fac sex cu el. Și când i-am zis că s-ar putea să fiu însărcinată, dă pir cu fugiții. Mă evită. Se ascunde de mine. Nu știu mă de ce. Pentru că ești o coantă făcută grămadă. De ce n-ai folosit făi și tu ceai de rostopașcă? Amestecat cu un pic de anghinare și câteva picăturele de ulei de nucă să nu rămâi ca toanta gravidă. N-am mai putut să fac nimic, tanti, că m-a luat prin surprindere. M-am înfiorat toată. Așa? Povestește. Și mi-am pierdut controlul. Știu cum e. Știu cum e cu macho-menii ăștia sexoși. Arde iar pe mațe să-i ardă. Da, tanti, tu ar trebui să mă înțelegi cel mai bine, că doar ai crescut un copil din flori. Da. Asta-i soarta femeilor, mai urâțele, așa ca... așa ca mine. Să crească copii din flori. Da, așa e, fată. Că numai eu știu cât de greu l-am crescut pe tantala ora de costeluș. Dar tu zici să rămână, că măcar știi cine e tatăl. Că eu a trebuit să bat jumătate din flăcăii satului ca să recunoască. Și tot degeaba. Și cealaltă jumătate? E, cealaltă jumătate au început să le cunoască de frică. Dar ce puteam să le trec numele la toți în certificatul de naștere? Da, aia zic, tu zici să rămână, că știi numele și poți să-l treci unul singur, nu? Nu pot, tanti, că nu vrea să-și recunoască copilașul. Ce? Mă reneagă și pe mine și pe bebe. Nu, cred că o să-mi pun cap în zilele. Așa să fac, iartă-mă. Vai, ce nemernic. Afrișită bestie sexoasă ce e. Dar lasă-fac, că-l găsesc eu și ți-l aduc acasă în căminul conjugal. Uite așa, împachetat și legat fedeleș. Vai, să rămână, tanti, ești o sfântă. Ești ca Maica Tereza. Aș vrea eu. Da, n-am cal. Ce faci, diavole? Spionezi pe la uși? Stai, bă, că nu pe m-am dat spiona. Da, nu pe mine, a? Știu eu pe cine spionai, împielețatule. Că t-ai pe bieti, pe amărâta pe care nemernicia ta, ca un porc măgăr ce ești, ai lăsat-o cu burta la gură și acum mi te fofilesc ca să nu-i crești plodul! Păi, însărcinată! Pupăzele, nu face pămârlănul cu mine, că nu ține! Dacă ai pus sămânță, așteaptă-te să și rodească! Că ai pus sămânță, nu că tocmai te-ai lăudat! Să-ntâi, dracu, să lași fătuca aia cu copil din flori, că nu mai ai ce căuta în bătătura mea! Marș imediat la mămica deprimată și consolează-o! Că dacă e stresată, iese copilul, tantălau! Dar de unde știți, bre? De proprie experiență! De unde știți, bre, că e copilul meu? Ochi! Mă duc, mișcare, mă rupte! Hai, bre! Dar unde vrei să știu de-o pulcă? Ce vrei să-ți văz ochii pe un întuneric unde te uiți tu? Dă-o coace că... Magarule, nu te-am zis ce-ți fac dacă te dai la ea? Pătrane, ceea ce pare nu e ceea ce crezi! Ivers, că s-a produs o extorsiune a unui degajament care mi-a venit un dosar în ceafă și mi-a intrat în care m-am dus peste stropica și am ajuns în poziția asta. Bă, tu vrei să mă înnebunezi de cap? Știi că cu mine nu-și cap! Amore, stai, care dreptate!
Are dreptate, nu, eu am dreptate. Eu avansam pe direcția dosarelor ca să iau lanterna din mână. Să-mi ia de mână. Și când a avut loc evenimentul, s-a produs un transfer de energie. Din mine ia. Adică E egal MC pătrat. Da. Care l-a perturbat echilibristic pe Murlanu. Da. I-a schimbat traiectoria. I-a schimbat-o cu aia și a căzut lovindu-se în mod aleatoriu de mine. Adică, n-am înțeles nimic. Adică, atunci când am vrut să iau lanterna din mână, n-a vrut să-mi ia de mână, tantalou s-a dezechilibrat și a aterizat pe mine. Eu? Da, da, poate a fost un accident, mă iertați. N-am vrut să-i fac așa, așa am căzut. E pentru ultima oră că te iert. Data viitoare te pedesesc și pentru accidente, ca la circulația, că o consider infracțiune din culpa. Ce dragi doamne azi ai, mă? Ai nu care cumva ne-a adus niște impurești de la Maidane și tăi de la stadion? Mai taci, bă, de gură, că n-am câini la stadion. Dar cine a zis de câini, bă? Eu făceam referință la forbaliști. Trebuie să schimb haina, că miroase a sofica și dacă mă miroase scalțone, mă lasă fără moștenitori. Glume. Corect. Asta semnează că nu mai ești vier. Și o să te treacă ăștia de la abator pe lista de tăiere, la Crăciun. Și dacă nu te trechei, ne ducem noi și te pârâm și tot te taie. Unde te duci, bă, pupăză? Nu așa grăbi, bă, mai în prag de sărbători, bă. Mai lasă-l-i să iau un 50 de chile pe el, ca cu-i de vreme. Du-te, chitră. Te apuci de operă? Vă ascult, domnul pupăză. Da, vreau și eu un certificat că sunt steril. Steril? Da. Păi ați greșit cabinetul, trebuia să mergeți la imunologie. Steril adică că, virgulă, nu pot să fac copii, doamna doctor. Dar de unde știți că nu puteți să faceți copii? Că vă văd așa chipeși. Păi m-am străduit din răsputeri și nimic. Dar poate are doamna probleme. Până nu facem analize, nu avem de unde să știm. Nu! Fără analize, că sunt alergic la înțepături. Haideți, doamna doctor, dați-mi o hârtie la mână. Ce mai pierdem vremea cu analize? În felul ăsta economisiți și dumneavoastră instrumentarul, substanțele. Că e criză, ce mamă naibii? Îmi pare rău, dar fără analize nu se poate. Fecero! Chiar că ați greșit cabinetul. Șeful, am adus tot ce era pe listă. Ia uitați. Ce-s astea, mă? Ați mutat piața la secție? Păi n-ați zis dumneavoastră că vreți ca infractorul, adică presupusul infractor, să se simtă ca în sânul naturii? Ca în sânul naturii, nu ca în fundul grădinii. Vrei să zică că îi punem să-și facă nevoile ca la țară? Că îi facem țărănoi? Da, asta scrie pe listă, șeful. Ia uitați. Mere roșii, praz verde. Poponețule, eu am zis verde praz, nu praz verde. Vopsea verde praz și roșu măr. Bă, voi nici să citiți, nu știți? Cum să nu știu să citești? Dacă a rupt ăsta lista și a lipit o strâmbă, a plipit o ziua, ziua, mă! Păi, hai înapoi și luați vopseaua, dar din banii voștri, că alt buget, nu mai am. Păi și cu astea ce facem, șeful? Salata puneți-o, bă, la tauletă, bă! Că poate unii dintre presupuși infractori e de la țară și ajutăm să-și aducă aminte de căștioara părintească. Așa. Bă. Și morcovii să le dea la panorame, la prostituate. Bravo, Chiorete, ești genial, bă! Servus patria asta, mă scuzați! Hai să auzim ce e așa de urgent! Vreau să scap de Betty și am nevoie de ajutorul tău. Îmi pare rău, dar eu nu omor cunoscutii. Maxim, castrez. Nu vreau să o omor. Vreau doar să obțin un certificat medical că sunt steril. Că Betty susține că e gravidă cu mine și eu nu cred că e copilul meu. Cum să nu fie? Băi, în afară de tine, cine cred că se culcă cu ea?
Nu știu și nici nu mă interesează. Ideea e să-i demonstrez că nu este copilul meu. Hai, te rog, eu ajută-mă cu un doctor ceva, că tu ai o grămadă de cunoștințe. Plătesc oricât. Aolo, vezi că eu n-am nevoie de bani. Și la tine, oricât, e la fel cu nimic. Fii atent cum facem. Eu vorbesc cu medicul meu personal și-ți dau certificat. Dar tu îmi faci reclama la club în emisiunea ta. S-a făcut. Diseară te aștept. Băi, nu pe mine. Trebuie să trimitem pe Sofia, că ea arată mult mai bine la televizor decât mine. Corect, că Sofica este super bună. Adică se da naiba să te atingi de ea, că vezi ce ți se întâmplă, da? Eu mă refeream că e super bună ca purtător de cuvânt la club patroane, că are plămânii mari și că vorbește tare și se face înțeleasă. Hai că mă duc să pregătesc emisia, da? Amore! N-am atins-o. Vezi că am o surpriză pentru tine. Diseară te duci la emisiune lui Pupăză și ne faci reclama la club, da? Uite, ia-ți banii și cumpără o costumație ca lume, dar să fie sclipitoare ca tine, ca un diamant. Amore! Sofica, tu goala aici la mine în birou? Normal că probezi niște haine. Păi da, așa. Acu te-ai găsit dacă vine? Amore, ești gata? Poți să intru? Fugi că mă nenorocești. Așa? Așa. Doamne, de ce nu mi-ai trimis așa înainte să vii macaronarul? Amore, ești gata? Nu, amore! Dacă mă castrează, rămâi fără el, că îl bagă la pușcărie și face pe viață pentru castrare de cozonac. Amore, cu cine ești? Cu nimeni! Bă, dacă am auzit o voce? Era ei! Era a mea, că mă minunam cât de frumoasă e rochița! Vezi, iubi, sunt singurică. E sigură? Că miroase a grasan. Păi normal că doar e biroul lui. Și a intrat mirosul peste tot în pereți, în canapea. Dar încolo de canapea. Vrei să cheam băieții și o aruncăm? Nu, nu. Nu, nu. Că nu iese pe ușă și trebuie demontată și n-avem timp, că durează prea mult. Atunci cheam băieții și o aruncăm pe geam. Nu, nu. Nu, nu, că vreau să o dau unei familii amărâte. Știi, iubie, că eu sunt sufletistă. Mâncată tata de fata sufletistă. Când găsești familie să-mi spui că cheam băieții și o aducem unde vrei tu, ok? Te aștept afară. Îmi rămâi dator, mârlane. Lo. Cum a fost? Păi, femeie, tu ești sinucigașă! Dar ce zic eu, sinucigașă? Ești criminală în serie, că pe lângă tine o să fiu și eu mort! Cum ai putut să-mi spui că actele nu sunt în regulă? Păi n-ai spus tu că scandalul face cea mai mare audiență? Deci e cea mai bună reclamă. Inconștient, ora te-a trimis să faci reclamă clubului. Nu să-l bagi în pușcărie. Sofica, tu vrei să scapi de scalțone? Pupăză, neregulile de care am zis nu există, sunt inventate, mă crezi proastă? Dacă vine garda și ia țeapă. Plus că, uite, așa putem să facem orice, că avem avizul lor că suntem curați. Și uite așa, amore, o să stea liniștit, iar tu ți-ai făcut super tare audiență. Deci m-am rezolvat pe amândoi fără nicio problemă. Poftim? Ai făcut-o și cu iubitul meu, Fufo? Adică nu ți ajunge macaronarul ăla plin de bani? Vrei și eu? Ia mâna de pe mine, n-aș pietru, că nu e ceea ce crezi! Nu? Păi de-abia aștept să-ți pun scalțone pe cine ține la ușă! Ah! S-ar putea să dispar și tu din peisaj, pupăr! Stai, mă, că te-ai nebunit!
nebunit? Ce să-i spui lui Scalzone? Eu n-am nicio treabă cu Sofica. Eu doar pe tine te iubesc. Da? Da! Păi și atunci de ce fugi de mine, mai pupă să mă... Dar unde vezi că fug eu de tine, mai Betty, măi? Am eu unde să fug? Că nici n-am unde să fug. Uite, las pe aici jos ca... Bună ziua! Bună ziua! Hai! N-avem nimic! Nici venituri, nici nimic! Să-i zici guvernului că-i dăm asta! Asta! I-ar zice cu plăcere, că și noi tot asta i-am dat. Dar nu lucrez la guvern. Sunt doctorul Ciomescu. Ciomescu? M-a trimis domnul Putinov să rezolvăm problema cu sterilitatea. Ca problema. Vrea să mă castreze. A aflat că am intrat peste Sofica. Să știți că casa asta e așa de un polițai care poate spice din clipă în clipă să vă surprindă. Merite să vă riscați libertatea pentru... Atunci completați noastră asta. Are antet, are parafă, are tot ce trebuie. Mulțumesc, domn doctor, să trăiți! Vă mulțumesc, pe ce-o fi pus mâna? Drum bun, sănătate, vă salut! Să vă dea Dumnezeu sănătate! Să vă crească păr pe spate! Să vă trăiască bisturiu cu plosca! Hai că-ți da, dracu! M-a rezolvat sigur să nebunesc! Dar cum îl rezolv pe Scalzone? Cum îl fac să mă creadă castrat? Scalzone, n-am fost eu! Scalzone, n-am fost eu! Gata, mas, de colabaia? Nunca! Ați văzut șeful ultimile știri? Bombă la FCM, șeful! Păi și ce-mi spui mie, mă? Anunță serviciu pirotehnic, geniști! Șeful, bombă de presă! Stați liniștit! Secretara a dezvăluit niște contracte mânărite! Cred că n-a sponsorizat macaronarul cu cât trebuia și... Și? Păi și! Trebuie să ne autosesizăm, șeful! Să facem o anchetă, să arătăm că suntem o secție competentă! Corect! Spuneți-i lui Chiorete să preia cazul! Cum lui Chiorete? Chiorete! Păi n-a zis că el are treabă și că nu-l luați pe nimeni până nu-și finalizează treaba? Exact! Exact! Voi încă nu mi-ați terminat baia de decorat, iar el tocmai ce a terminat raportul. Deci, care dintre voi e liber? Buranosul naibii! Și să nu mai faceți mișto de defectele colegilor, că mă mâhnesc. Dacă așa s-a născut el cu picioarele cât butucii, ce să facă? Hai, liber! Hai! Reclamă în România. Și dacă totuși avem vreo problemă în actele, dacă vine ăsta ne controleze și noi nu suntem în regulă, poate ne amendeze numai că sunt în dezordine. Ia, fă ordine repede. Da, boss. Da, boss. Eu mă arăt acolo. Nu te lase, perversule. Ok. Amore, accident, că așa sunt idioții mai împiedicați. Stai, dragă, liniștită, că nu mai are ce să-mi facă. Că m-a castrat doctorul trimis de el. Acum sunt steril. Dar oricum nu mă supăr. Că nu vreau să mă cert cu Ufimiu când voi face copii pățuțele nevastă-mea. Bă, tu ești idiot? De obicei, da. Dar cu certificatul spune că nu. Poftim. Certificatul ăsta, tantălăule, nu e pentru tine, e pentru pupăza. Dar dacă ai problema cu copii, ți-o rezolv eu. Stai, patroni, să găsesc ce dragi n-aș. Fugi degeaba, fui dumă, corcunul scat. Hai de capul tău. Tu, patroane, nu fugi? Eu nu, de ce? Eu, Lucari, cum te gândești să-mi dai nită ca să nu-ți fac control pe acte, ai? Dar cine a zis că vrem să scăpăm de controlul actelor? Ia de aici, ești invitatul meu! Că și așa aveam nevoie de cineva care să mă ajute să pun dosarele în ordine. Olele! Unde e mama dracului? Stai de nu vine!
Nu o să vină, tanti. Ți-am zis eu că fuge de mine, nu o să vină. Nu o să îndrăznească să se pune cu mine, că praf îl fac. Hai, hai, patroane, mai repede, dă-mi-l că mă așteaptă harpile înăuntru. Du-te! Văzuș? Treci în coace de pravatele și împacă fata dacă tu ai lăsat-o cu burta la gură. Eu? Exclus? Pupăză, nu te juca cu focul, că zic și lui tanti de Sofica. Și lui Scalțone. Da? Zi! Tanti, Pupăză are o relație cu Sofica. Ce aud? Minciună, tanti. Ca și aia că eu sunt tatăl copilului ei. Ba nu e minciună, tanti. Chiar sunt gravidă. O fi? Dar nu cu mine, că eu sunt steril. Ce face? Păi tocmai aia e. Că nu face. Nu face copii. Minciună. Serios? Ia vedeți, tanti, dacă e minciună sau nu. Și dacă tot nu pot să-i ofer cel mai de preț lucru pe care și-l dorește orice femeie de la un bărbat, rodul iubirii, copilul, mă retrag și o las să-și găsească pe altcineva cu care să-și întemeieze familia mult dorită. După gen, tu ești întreg la cap. Da, știu. Știu că pare o nebunie să renunți la femeia iubită, dar tocmai pentru că țin la ea, îi redau libertatea. Marci, du-te, fugi, pleacă și înmulțește-te carahila, mă. Pupășele, certificatul ăsta medical cu sterilitate precoce, asta-i? Nu-i al tău, mă, e al lui Mărlanu. Nu se poate. Ba se poate! A ta poate! A lui Mârlanu nu poate! Și acum că l-ai prins cu minciuna, tanti, mă crezi că se dă și la Sofica? Așa, mă, pășăroiule! Nu! Nu e adevărat, tanti! Eu iubesc doar pe Betty! Da? Dovedește! Să rupă, mă! Am grețuri. Așa pățesc că toți bărbații femeilor însărcinate. Le rup prin simpatie. Trăiți? Gata, Chioreta, ai terminat verificarea actelor? Cum să termin, șeful, că la câte dosare s-a acolo mi-a păpuțând 2-3 luni. Aha, v-a prins șeful, tărăgânează ancheta. Ăsta-i prieten cu Putinov, l-a mânjit. Exact, lăsați-ne pe noi să preluăm cazul și în 24 de ore aveți raportul. Păi și cine se mai ocupă de grădina din toaleta mea, mă? Lăsați șeful, că mă ocup eu, că mi-e place agricultura. Lăsați Petreușii să se aducă liniștiți. Petreușii? Care Petre... Josule, stai bre, e o chestie de viață și de moarte, lasă-mă! Am aflat, Mărlănele, nu poți să faci copii, nu-i nimic! Că nici eu nu vreau, că n-am chef de puradei care la vârsta asta să treacă de țuțe și să mi se lasă mai rău de căsăn. Vino la boba și te consolează! Stai, nu, cu fundura de cămilă, mamă! Te-ntoască, Mărlăne, când ți s-o face foame! Așa. Așa întoarce. Așa. Mama, ce șcârțăia naibii! E, lasă că e bună pentru amărâția. Mă duc să-l arăt unde s-o ducă. Mă, ce faceți? Acum că nu ați găsit nimic incriminator pentru mine, veluată iubițica mea, haide să-mi dau eu o grație bună. Ce faceți cu aia? Eu m-am îmbrat astăzi! Și eu mă duc la frizer chiar acum, mă duc singur. Se vetai din barbasia exacerbată. Stai, nu! Să nu tragi cu ochiul, că e surpriză. Dă-ți șarfa jos. Ta-da!
Ce asta? Surpriza de care ți-am spus. Vrei să-mi prezint amantul? Să trăi sărura ca eu. Dar el nu e amantul meu. Las că vă omor eu pe amândoi. Mă, și eu pe tine! Asta-i închis? Și cu astea ce face șeful? Salata puneți-o la toaletă, că poate unii dintre presupușii infractori sunt de la țară. Și așa le dă lacrima, mă, când ne gândim la casa lor părintească. Îi ajutăm, înțelegi? Datorie cu dosare, nu știu să o dacă înțeleg. Aaaa! Aaaa! Mai dau o tură, poate mă prinzi. I-am tras-o! Tine ca la o psihologă. Păi așa se vine la psiholog? Ah, scuză-mă, dar am zis că suntem cunoștințe și nu e nevoie să... Da, data viitoare... Ce parfum folosești? Sau vrei o prăjitură, ceva? Hă? Beatrice, la psiholog se vine cu programare. Dă și tu un telefon înainte, măcar așa de formă, că asta e procedura. Ah, corect, scuză-mă. Scuză-mă două secunde. Da, vă rog. Ce-o, fată? Auzi, poți să-mi faci și mie o programare la tine pentru acum? Beti! Programările se fac din timp! Hai, Mateo, dacă toți sunt aici... Uite, promit că data viitoare o să fac exact cum zici tu. Cu toate că prefer să nu mai fie o dată viitoare. Beti, nu trebuie să te superi. Am vrut să te explic așa care e procedura, ca să știi și tu. Dar oricum te consult. Da, hai, eu... Nu vreau consultație. Da, atunci pentru ce ai venit? Pentru pupăză. Asta nu era mai bine să vină el? Că eu de psihiatrie prin corespondență n-am auzit încă. Trebuie să discut cu el. Exact, dar trebuie să o faci telefonic. Că dacă l-aduceam eu aici, se prindea ce vreau, aia e. Și ce vrei? Vreau să aflu de ce nu mă mai place, Teo. Poți să-l faci să spună de ce nu mă mai dorește? Păi nu e evident. Poftim? Tu mă faci urâtă pe mine? Păi nu e evident că pot să-l fac să spună de ce nu te mai place? Că doar sunt de meserie, nu? Cum nu i-a luat, mă, nimeni? Cum nu i-a luat? Adică ce, mi-am furat eu singur? Șef, ce să facem noi cu 2 lei?
Ce vorbește? Și o praznică? Păi doi lei dintr-un birou, doi lei din alt birou și din altul și din altul până se fac milioane. Șeful, în toată televiziunea există decât două birouri. Alu dumneavoastră și alu... Dar dânsul nu lasă pe masă nici măcar 50 de bani. E chiar mai chitros ca... Ca cine, mă? Ca Hagi Tudose. Da. Da? Eh, tot taflu eu cine i-a luat, chit că vă țin aici până la Paște. Da, bună, Teo. Zi repede că sunt într-o ședință. Așa și? Vrea să știe de ce nu mai plac? Păi să-și pună ochelarii și să se uite în oglindă ca să-și dea seama și singură. Mhm. Bun! Unde rămăsesem? Cine a luat banii? Dar pe jos v-ați uitat? Să nu fie căzut întâmplător, pe lângă birou, pe sub birou, în... Nu se știe. Aha! Vreți să mă bag sub birou, ca să profitați și să mai luați și altceva, nu? Ok, ne băgăm noi. Stai! Ce vorbești? Ca să-mi luați voi banii dacă cumva sunt căzuți. Lasă, lasă că mă descurc și singur. Sunt cu ochii pe voi? Ați avut noroc. Hai, liber. Un moment. Ieși! V-am spus eu că nu mai așească cum de nebun. Mână largă. Păi, ești nebun? Au făcut și dobândă. Da, sunt toți. Ce-a zis? De ce nu mă mai place? Din cauza ochelarilor. Din cauza ochelarilor? De cele mai multe ori când mă întâlnesc cu el, îi dau jos. Păi da, ea, că nu vezi și faci ochii mici, ca de viezure. Și știi că bărbaților nu le plac viezurii ăsta, lucrurile mici. Păi și ce să fac dacă fără ei nu văd? Pune și tu lentile de contact, nu că suntem în secolul 21, ce naiba. Da? Da! Eu, Marlane, cred că tu, între mine și Fanny Baros, nu vezi nicio diferență. Cum să nu văd, boss? Păi e o grămadă diferență. În primul rând, cala era un strijit, ca un băs de cârbit. După când tu ești cât... Cât ce? Cât se poate de prezentabil, boss, plus că ești barosan. Adică gras. Adică bazat, potent, macho man pe deasupra. Pe urmă, la Baros avea o claie de păr în cap. Batalie, ești... Ești inteligent. Cum spune și proverbul. Părul deștept părăsește capul... Că... Părul prost părăsește chelia deștept. Care... Cum dracu e? Gata, gata, Lingau. Vrei să-ți zic eu care e diferența? Da, știu, boss, el e la Preș, batalie, ești încă liber. Cum adică încă? Am zis-o încă? Da! Am zis. Scuze, patroane, am încurcat propoziția principală cu aia subordonată. Știi, eu am făcut gramatica cu profa de lucru manual. Și de-aia, varianta corectă era el e încă la Pârnaie și batalie încă liber. Nu! Varianta corectă, că eu nu am răbdare. Eu bag bani în clubul ăsta și vreau rezultate, vreau succesuri. Eu sunt ca Becali. Așa de prost? Așa de autoritar. Și tu trebuie să fii ca Becali. Tot așa de prost? Că la mine nu e o problemă, se rezolvă imediat. Să nu fii idiot, Marlane. Să nu fiu idiot. Nu pot, șeful, scrie fișa de... Eu vreau că tu fii ca el, cu o mână de fier. Lume trebuie să tremure în fața la tine, de la antrenor până la fotbaliștii. Să tremure, să tremure, iar focul o să fiu de acum. Mână de fier, tot timpul cu ei. Dar ce zic eu, mai puțin cât mă duc la WC-ul, boss, că nu vreau să-mi distrug viitorul cu mâna de fier. Da, da,
că printr-o ei găsește dracii. O să vă coste ceva, că nu poți fi autoritar cu ei, rupt în fund, vorba aia, cum să zice. O să fim mari, boss, o să fim ca aia, ca Titica, ca Barcelona, o să fim, ca, ca avântul plopend, acest, o prăbușire, astea, da, două secunde. Am pornit wireless-ul. Jare! Jare! Du-te caută-l pe facapotul ăla de antrenor, bă! Da, să strângă toată echipa de bețivi și să prezinte la mine la birou de urgență. S-a înțeles? Așa, bă? Așa vă vreau! A venit orul. Ceau, pupăzel! Vino urgent la mine că ți-am pregătit o surpriză uriașă. Da? E, când o să le vezi, o să fii așa de fericit că o să mi le și decontezi. Sper. Ce e asta? O icoană, boss. N-ați zis că să fiu ca Becali? Păi ăla are tot birou ornat cu icoane. Ca să se roage la ele, să-l ajute cât are mei să câștige. Asta o să ne aducă victoriile și nouă. Icoană? Da, exact. Nu e o simplă icoană de asta obișnuită. E o icoană făcătoare de minuni, boss. Că de-aia am și dat pe ea 9.000 de euro. Cât? 9.000 de euro pentru pânza asta mașgălită? Nu, mi-am zis. Scuzați, patroane, dar am încurcat, că și matematica am făcut-o tot cu profesoara de lucru manual. Am vrut să zic 6.000, dar mi s-a întors 6 în gură, s-a făcut 9. 6.000 de euro? Băi, te omor, ți-o fac guler ăsta! Nu poți, că nu suport gulerile, că de-aia stau deschia la cămașă până la burică, nu suport nimic în rugătul lui. Bine, atunci îi opresc din banii tăi din salariu, da? Și la 6.000 de euro crezi că muncești toată viața. Euro am zis. Vai, boss, mă scuzați, am greșit. 6.000 de lei am vrut să zic. Știți că... Da, știu. Și finanțele le-ai făcut tot cu profă de lucruri manuale. N-am făcut deloc finanțele, boss, că să învaț într-a șaptea și eu într-a treia m-am lăsat de școală. Mă plictisisem de lucru manual. Hai, mă, mascarpone, păi 6.000 de lei te face pe tine, mă. Ia zi, nu-i frumoasă? Da, e frumoasă. Cine e, amore? Icoana, amore, icoana, uite. I-ai luat icoana lui ateu ăsta? Alo, alo, mai pardon că mi-a luat el nimic, mi-a luat-o singur. Și nu stat eu deloc, dacă vrei să știi. Poți să spui și crezul că știu ca pe tatăl nostru. Ia zi, mârlane. Da, tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-să numele tău, facă-se voia ta. Hello! Și cum? Mârlane, ăsta e tatăl nostru, nu e crezul. Păi normal, n-am zis că zic ca pe tatăl nostru, adică identic cu el. Fă-i tu loc să mă susții moral, că am adus o rază de soare, un strop de credință în clubul nostru, aceea tot mă combați. Te știam credincioasă. Păi și sunt. Atunci îți iau și eu o icoană din asta facătură de minune. Poate să ne ajute să scapem de baba. Amore, de la tine vreau lucruri mai lumești, de alea sexy. Auzi, asta e făcătoare de minuni? Exact. Am luat-o ca să-i pun pe fotbalist să se roage la aia să câștigăm noi campionatul, Liga Campionilor, mai știu ce linge. Până la Liga Campionilor să vă rugați să câștigați măcar duminica, că săraca trebuie să se obișnuiește cu voi și are de tras. Meciul de duminică e ca și câștigat, boss. Îți spun eu, e o simplă formalitate. Bine, se da drac... Se da ăla de sus, să nu castigați duminica, că ți iau banii înapoi. Amore, poți să iei de acum, că mie miroase a țeapă. Era să zic acest miroase. Cum poți să spui asemenea blasfemie, făi, n-ai zis că ești credincioasă? Păi tocmai că sunt. Mârlane, icoanele făcătoare de minuni lăcrimează. Vezi tu vreo urmă de lacrimă pe fața ei?
Păi astea lăcrimează, mă, când face minut deșteaptă-o. Și acum n-are de ce să lăcrimezi, că nu face nicio minut. Acum așa de stand-by. Bine. Nu face nimic. Își adună puteri pentru mai târziu. Atunci pun-o să face o minună acum. Hai să te văd. Da, da. Păi dacă o pun să facă minune acum, își consumă toată energia. Și când o avea nevoie pentru meci, nu mai are energie. Oh. Oh. Nu că asta-i culmea. Oh. Oh. Te pomenești că mi l-am luat defecte. E deschis. Oh, măcar să nu mă vadă plânsă. Ce dor mi-a fost de tine, pupăzel! Pupăză, tu ți-ai lăsat barbă? Mă scuzați, doamnă, nu e pupăză. Eu sunt Nea Gigi, recuzitorul dânsului. M-a trimis să-mi dați mie ce surpriza care o aveți, că eu n-are timp să ajung. Ieși afară! Păi asta era surpriza? Da! Am înțeles, o să-i transmit. Dacă-i transmis ceva, o să te scot la pensie! Pe card de deces! Ce e, Mârlane? Minune! Adu repede ceva, un prosop, un cerceaf, de geaca jos, s-o pune sub icoană, că cred că face prima minune, uite că plânge. Plânge? Da, ia uite. Iartă-mă, preasfântă născătoare, că n-am crezut în harul tău. Iartă-mă, promit că nu o să mă mai îndoiesc de puterea ta făcătoare de minuni. Iartă-mă, binecuvântează-mă, miluiește-mă. Stai, mai roagă-te, că nu te-ai iertat de tot. Dar de unde știi? Păi mai plânge, că nu vezi că-i te-au-te-a. Dacă plânge, înseamnă că nu te-ai iertat. Mai roagă-te, bagă-mă tăni. Iartă-mă. Bă. Și ajută-mă. Ce faci, Mârlane? Mă rog și eu cu tine, stierte mai repede, iau-te-a. Bagă-mă tăni. Ce eram eu miopă? Dar de când mi-am pus prostiile astea, sunt de-a dreptul oarbă. Auzi? Tu ești sigură că ai cerut dioptria ta? Da. Proastă mă mai făcuseși. Că restul râtă, chioară. Te întreb, femeie, ca să-mi dau seama de... A, pe mâini te-ai dezinfectat înainte să spui lentilele, că poate ai făcut, doamne, iartă-mă, conjunctivită. Jumătate din dezinfectant am folosit, uite. Stai să văd dacă-l găsești și pe ăsta. Uite-l. Bine că l-ai găsit. Dă-l încoace, Uite, Betty? Nu văd nimic. Asta nu e dezinfectantul. Asta e lubrifiantul. Așa, mă faci și babă. Adică eu am nevoie de lubrifiant. Sunt la menopauză sau ce? Lubrifiantul de lentile deșteaptă, ăla care îl pui pe lentile înainte să ți le pui în ochi. Trebuie să dau pe ele cu ceva? Nu ți-a zis, dragă medic, oftalmolog? Ce oftalmolog? Că le-am luat de pe net. Că sunt mai ieftine. Ți-am zis că am rămas fără sponsor. De ce vreau eu să mă împac cu pupăză odată? Bai de capul tău, păi de-aia ești chioară, că ți-ai iritat ochii. Oh, și ce mă fac acum? Ce mă fac acum? O să-ți dau eu niște picături care mi-au rămas de când am avut eu conjunctivită. Trebuie să le pui în ochi o zi, două. Și trebuie să te ferești de lumina puternică. Eu zic mai bine să rămâi în casă sau să-ți pui ochelari de aia care au lentilele închise. Păi și lui pupăză, cum îi mai fac surpriza? Că dacă mă vede așa semichioară, adio, pupăză! M-am nenorocit. Aoleu, m-am nenorocit. M-am nenorocit. Ce-ai puțin fată? Un accident. Accident pe dracu. Mai bine zic că am fost o proastă. A fost o proastă. Și-a iritat ochii cu lentilele și acum trebuie să stai să-mi iarbă 3-4 zile.
Cât? 3-4 zile? Ai zis una, două. Betty, Betty, nu mai plânge, că ți-i rinse ochii și mai tare nu mai plânge. Hai, gata, gata, gata. E clar, o să fiu oarbă toată săptămâna, așa de o pupăză. Numai o minune mă mai poate salva. Betty, liniștește-te, că minunea se poate întâmpla. Fii atentă. Te duci la mârlanul la birou și rog să-ți arate... Bă, Sofia! Cum o să-i arate dacă vede... Vorbește și mai tare! Să-i arate icoana făcătoare de minuni pe care a luat-o el pentru club și te rogi la ea și cine știe, poate-ți reduce convalescența. Icoana? Icoana făcătoare de minuni? Da, mă, e pe bune! Credeți că aș face eu miștor cu așa ceva? Doar mă știți că sunt credincioasă. Ah, da? Poți să merg acum? Direct? Normal, fugi! Sau mai bine mergi! Ce te sperima așa, că eu sunt? Păi tocmai de-aia, că bine că ți-ai pus ochelari, că dracu mai atenuează din infarcturi. Tomi, stocar, ai rămas. Să știi că mie îmi plac tipii cu simțul umorului. Nu-i nevoie, păstrează-te pentru pupăză, care, apropo, nu e aici. Deci, ușcheala. Mârlane, am auzit că ai o icoană făcătoare de minuni. Lasă-mă și pe mine, să o rog să-mi repare vederea. Te implor, rogu-te, lasă-mă. Iaura, că putrezește ochi, că te las gratis, de franța la înșiză. Mulțumesc din suflet. Știam eu că ești un om bun. Unde e icoana? Aceea, nu o vezi? Păi nu o văd. De ce crezi că vreau să-mi repare ochii? Dar de unde știi bătăluța de icoană? De la Sofica. Ți-a zis Sofica? Da. Yes. Zi unde e icoana, Mârlane. Aceea, ia-te după sunet. Intră. Roagă-te. Prea milostivă și puternică. Fă o minune și adum lumina ochilor mai grabnic. Și pe vandamen dormitor, dacă nu cer prea mult. Oh, Mârlane, plânge? Da, normal. Dar eu nu văd. Păi răbdare să-și facă efect minunea. Tu vrei așa imediat să... Dar eu nu văd că plânge, măi, Mârlane. Păi normal, că dacă ești chioară, normal cum să n-ai venit să te vindece. Lasă plânge. Minune dumnezeiască! Iartă-mă, prea curat-o, că m-am îndoit de harul tău. Iartă-mă! Hai, hai, gata! Iartă-mă! Hai că te-ai iertat, că te mai lasă minuși pentru alții, că mai ai nevoie și alții de să-și ai facă forțele. Ai văzut, cum a plâns. Am văzut, nu te aplica că muri toți. A plâns, hai, dă-i drumul acasă, mai are și alții de nevoie de minuni. Hai grijă la scări. Ce mă fac? Ce, Doamne! Unde duc eu la retușat? Cât o costa? Vezi că ți-am lăsat pe birou dosarul ăla pentru conferința de presă. Da. Scrie pe el, o să vezi. Da, 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 da. Da, Doamne! Să-l dai ziariștilor, ca să știi ce să mă întrebe, ai înțeles? Da, da. Și dă-ți ochelarii aia jos, că zici că ești Medusa. Aș vrea eu să fiu Medusa, ca să te împietrezi la mine în dormitor. Minotaură sexos ce ești. Nu zici că ne potrivim inclusiv la mitologie? Mai rămâne să facem la sexologie și... Ah, dar vine el momentul ăla. Ah. Cheia e pe birou, nu dosarul, zăpăcitule. Cu capul nori, de. Ca toate personajele mitologice.
Da! De la ziarul Scandal sunt. A zis domn primar că v-a lăsat la dumneavoastră un dosar pentru mine. Da, da, ăla pe care scrie conferința de presă. Două secunde, că am făcut un tratament la ochi și sunt încă în convalescență. Două secunde, da? Ah, scuze. Poftim. Vă mulțumesc din suflet, doamnă. Ăsta e domnul. Betty, cu cine vorbești? Cu domnul ziarist. Care ziarist? Sunt mai mulți? Nu, din contră, nu e niciunul. Poftim? A plecat? Domnul ziarist, domnul ziarist, asta vă dau dosarul. Săraca de ea. Așa o-i ajunge și eu dacă mă despart de Van Damme? Dar de ce nu ți-ai tu alta? Că la cum arată, cred că ai dat maxim 15 lei pe ea, de unde era tu, din Europa? Gugule, vezi că i-a luat calțone. Doar nu vrei să-i zici ăla că ai făcut investiția chici. A dat calțone banii pe așa ceva? Bă, fraiere, nu e o icoană oarecare, e făcătoare de minuni, dar s-a decolorat cât de la plâns, bă, că plânge. Când face minuni, plânge și și-a dat dracu nivelul ăsta. Aia, și vreau să-i fac și eu un bine, să ajung și eu pe ea, ca să poți mai facă minuni, să-i refaci, mă, machiajul, să-i refaci tu, când... Hai, te rog, mă ajuți, când... Adică nu pe mine, pe patru nu dau pe scalțone, că e a lui. Bine, mă, bine. Dar să știi că nu poți să o retroșezi acum pe loc, că durează. Dar știi ce? Ți-o aduc eu la birou când o termin. Ce? Icoana. Care icoană? Cât... A, da! Bă, dar stai grijă, să o împăturești ceva, să o înverești cu ceva, mă înțelegi? Că e icoană, băi, sfântă și icoanele nu umblă dezvelite așa pe un public, când să uită lumea. De ce o lași, mă, pe Betty să scotrobăie prin birou când ești plecat? Mă las, dragă, dar astăzi m-am grăbit să plec și n-avea cine să dea presei tematica pentru conferință. Vezi să nu lași cumva prin birou dosarul ăla. Că dacă ajunge pe mâinile băgăcioasei sau a presei, păi am pus-o. Stai, dragă, liniștită, că nu umblă nimeni acolo. E cu el la mine în bibliotecă. Doar eu cu tine avem acces. E unul cu coperți negre? Vezi că știi? Păi, iubirea, avem o problemuță. Sau, mă rog, o problemoaie. Neatentul. Acum o să trebuiască să le suflu eu întrebările. Și numai de lectură nu mi-arde cu ochii ăștia. Ambele dorințe. Promit că o să spun la toată lumea ce a făcut icoana pentru mine. O să-i fac super reclamă, promit. Ta-da! Ce-i aia? N-ai zis că vroiai un cadou lumesc și sexy? Poftim! Amore, dar nu trebuia. Ba trebuia, că trebuie să-ți las cineva că te supravegheze când nu sunt cu tine. Scuză-mă o secundă. Da. Da. Vin imediat.
Amore, trebuie să plec. Să mă sun mai târziu să-mi spui cum ți se pare, da? Hai, te pup! Bă, ăsta-i nebun? Sofico, vezi că trebuie să vină... A adus-o deja. Să dea dragi, unde a zis eu să o aducă și unde a adus-o? Și parcă e și mai mare. Să-ți mulțumesc pentru minune. Mi-am recăpătat vederea. Mi-ai mulțumit? Acum plec. Nu cu tine vorbesc, mârlane. Cu icoana. Dă-te că vreau să o pup. Să... A, păi... Nu te-a sfătuit. Eu locul tău n-aș face. Păi normal, că tu ești un ateu. Asta e icoana la care m-am rugat eu? Tu joc de mine, nemernicilor! Pupă-ză v-a pus, a? Ca să orbesc de tot! Să mă pedepsească Dumnezeu și să orbesc de tot! Mârlane, n-ai văzut? La fix ai picat, nemernico! Asta e icoana făcătoare de minuni? E, păi atunci, să dea Dumnezeu să ai parte de scalțone, așa cum am eu de pupă-ză, și ție să-ți dea? Da, lasă! Nu-l mai deranjez pe Domnul pentru tine! Îți dau eu! Idiotule, ce-ai făcut? De ce ai luat ăsta de la mine din birou, a? Wow! Aici l-ai pus, iubito? Nu eu, mârlanul l-a pus! Dar nu trebuia, că ăsta e un ceva intim, era numai pentru Sofica. Dar să nu zici că nu apreciezi gestul. Ia! Amore, stai să-ți explic, amore! Nu trebuie să-mi explic nimic. Apreciez și ție ce ai făcut pentru mine. Dar credeam că ăsta îl pui la tine. Nu pot să-l pun. Rezolvi eu, nicio problemă. M-am răzgândit. Nu-l mai deranjez pe domnul nici pentru tine. Amore! Amore! Am venit, șeful! Bine că ai venit. Exact la tine mă gândeam. Aud? Ia ăsta și du-te acasă la Sofica și o pui în dormitor, da? Deasupra patului. Hai, repede! Nu, ok. Atunci îi dai tu lui Mârlanu icoana când se trezește, da? Mhm. More! 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 Mârlanu, ia icoana și pune-l la loc! Da, icoana... Oh, ce... Ia icoana e plecată în turneu, are... Antrenament cu băieții, el a mers, s-a dus ca să le țină de noroc, el a Târgovit. Ori ești chior, ori ești prost. Nu-l vezi unde este? Ecă... Oh, băi... Oh, icoana... More, hai... Unde e Nudu? E... Minune, mersi, Doamne, chiar e făcătoare de minuni! Amore, am trimis pe Gogoașa acasă la tine, se o pune deasupra patului, se fie numai pentru noi doi. Amore, ai nebunit? Vrei să mă nenorocești? Dacă-l vede baba, uita că s-a mutat la mine? Mersi, Doamne, minune, chiar că-i minune. Icoana, icoana autoputernică, te rog eu, fă o minune să nu vede baba tablou ăla. Te rog eu, te implor, te implor. Te implor? Aș vrea
să nu te atingi de el, că te profui! Ce fai, toftiști, că nu ți-a trimis tu așa ceva? Păi fi tu pisicuța frumoasă, tinerică și sexy, dar să știi că bărboase adevărați tot la găin, bătrâne, drag, că alea fac ciorba bună. Ce-i spui că-i mulțumesc cuceritorului meu pentru asemenea tablou sublim de sexy? Ce să-i mai spui, că după ce termină feca angeala aia platonică pe care o face cu tine, le aștept acelea în iatacul meu, ca să verificăm dacă tabloul ăsta este o copie fidelă. Mă rog, de acelea până acelea, că aceea mi-e impresia că s-a cam tocit părul de la pensul al pictorul ăla. Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată, iubi, nu-i așa? O să pară că tu le-ai dat dosarul ca să le arăți ce mânării se fac în primărie, că ai început lupta împotriva corupției. Stă-te-mă, dar e semnătura mea pe el. Păi, normal, l-ai semnat ca să îi atragi în capcană pe corupți. Te-ai sacrificat de... Crezi că o să mă creadă cineva? Crezi că o să mă mai aleagă cineva? Vandame, nu fi prostănac, că o să pierzi alegerile ca Joan. Uite-te la Băsescu. S-a bătut și cu copii și tot a câștigat. Hai, baftă! Domnilor, nu vă mai obosiți să-mi puneți întrebări, că o să vă spun eu tot, ca să lămurim lucrurile repede. Dosarul ăla pe care vi l-am dat este dovada clară că am început lupta împotriva corupției din primărie. Chiar dacă pare că am acordat fraudulos casele, am făcut-o doar ca să vă arăt cine sunt nemernicii care vor să beneficieze ilegal de casele de la stat. Eu am semnat doar așa, ca să-i descoperiți. Domnul primar, de ce dosar tot vorbiți? La noi n-a ajuns decât acesta. Ce am făcut? Putem să vorbim doar despre ăla? Nu? Bun și ăsta. Deci la tine era. L-ai păstrat pentru tine, șantajist-o! Calmați-vă, șeful, că am venit să fac o faptă bună. Adică mi-l dai așa pur și simplu? Da, că am păcătuit grav în fața Domnului și trebuie să fac o serie de fapte bune ca să-mi ierte greșeala. Dar ce ai făcut? M-am închinat la chip cioplit. Sau, mă rog, pictat. Asta e grav, Betty. Foarte grav. Ar trebui să-mi dai și celelalte copii pe care le ai ca să te ierte complet. Dar nu am nicio copie. Să orbesc din nou dacă vă mint. Adică... ai renunțat la ideea de a mă șantaja pentru sex? Nu, nu. Dar nu am nevoie de copie, pentru că am păstrat originalul. Ca să fiu mai convingătoare. Asta e copia. Da, vorbim mai târziu. Când îmi revin complet cu ochii, că acum sunt în convalescență. Și nu am voie sex, că l-am mărește cu pila. Ce dor mi-a fost de tine, pupăzel! Ți-ai lăsat babră? Mă scuzați, doamnă! Ți-ai lăsat babră?
trebuie să pui una, două zile. Scuze. E, păi atunci să-ți dea Dumnezeu să ai parte de scalțone, așa cum am eu de pupăză, și ție să-ți dea... Da, lasă, nu-l mai deranjez pentru domnul. Pentru domnul, pe domnul. Ia 500 zi cum trebuie, că te găsește, dragi. Da, mersi. Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată în iubia.